Mureș are 16 ani și locuiește în București cu părinții ei. Viața îi este dată peste cap în ziua în care primește o scrisoare de la o străină care pretinde că e mama ei biologică. Deci sunt sau nu copilul vostru? Sunt Viorica. Oana decide să-și cunoască adevărata mamă. Trebuie să spunem ceva. Cine sunt părinții mei? Nu știm, nu ne-au spus, așa e procedura. Am vorbit cu verișoara mea să te adopte. Cu mama? De ce te-ai întors? Acum pot să-mi văd fata fără să vă cer vouă voie. Ce ne facem dacă o pierdem? Și dacă îți dăm banii, pleci? Eu nu v-am cerut nimic. Mami, ce cauți aici? Strângeți lucrurile. Mergem acasă. Pe care dintre mame o va alege Oana în cele din urmă? Cătălina Mareș, soțul ei Ion și fiica lor de 16 ani, Oana, locuiesc într-o casă din București. Oana găsește în cutia de scrisori un plic ciudat care îi era destinat. Conținutul acestuia îi dă viața peste cap. Draga mea Oana, poate vei fi surprinsă când vei primi această scrisoare. Numele meu este Viorica și sunt cea care ți-a dat viață. Cuiva îi arde de glume proaste. Mi-a scris o femeie care zice că e mama mea. Că m-a lăsat la mama și la tata când aveam 6 luni. Și că vrea să vorbim. Cum eu nu mi-aș fi dat seama dacă aș fi fost adoptată? Da. Oana? Unde e? Ofisul în camera ei. Oana de-abia îi aștepta pe părinții ei să se întoarcă pentru a le arăta scrisoarea. Din păcate, reacția lor nu e cea pe care o aștepta. Deci? Deci ce? Deci sunt sau nu copilul vostru? Normal că ești copilul nostru. Și atunci cine a scris scrisoarea? Și de ce ar inventa așa ceva? Nu mi-ai răspuns! Cine ar inventa așa ceva? Oana, indiferent ce scrie în scrisoarea asta, tu ești și vei rămâne mereu copilul nostru. Ion? Ce asta? A venit azi de dimineață, avea numele meu pe plic. E imposibil. Dar ce v-ați arbit așa la față dacă nu e adevărat? Trebuie să spunem ceva. Ce să-mi spuneți? Oana, ascultă. Nici Oana, ascultă! Vreau să știu adevărul. E sau nu e adevărat? M-ați înfiat sau nu? Normal că nu ești înfiată. Cătălina, spune. Vreau să spunem, dar între timp a venit scrisoarea asta. Să știi că ce scrie în scrisoarea asta nu schimbă nimic. Tot copilul nostru ești. Deci adevărat? Mama ta nu putea să aibă copii. A sperat la o minune, dar... Tu ești cea mai mare minune din viața noastră. De ce nu mi-ați spus nimic? Pentru că nu contează, nu schimbă nimic. Ba, schimbă totul! Cine sunt părinții mei? Nu știm, nu ne-au spus, așa e procedura. Deci e posibil ca femeia care a scris această scrisoare să fie chiar mama mea adevărată? Nu, eu sunt mama ta adevărată. Eu te-am crescut. M-au mințit toată viața. Cum să-i mai cred? Când aveau de gând să-mi spună? Am văzut în ochii ei cât de rău o doare. Și acum o doare și pe mine. Voiam să-i spunem când se făcea mai mare, nu așa brusc, dintr-o dată. A doua zi dimineață, în ciuda eforturilor făcute de părinții ei, Oana continuă să fie tăcută și posomorâtă. Ei, neața! Mănânci bine prăjitea sau fulgi cu lapte? Nu mi-e foame, trebuie să plec. Te duc eu cu mașina, hai. Stai jos și ciugulește ceva. Mersi, mă duc pe jos. Îți fac un sandwich atunci. Lasă-mă cu mâncarea!
se uită la noi ca la niște străini. Lasă-o în pace. O să-i treacă. Tu cum te-ai simțit să afli că ai fost adoptată? Și ce facem acum? Știi foarte bine. Îi spunem tot până nu află de la altcineva. De la cine a trimis scrisoarea? Da. Nu o să înțeleagă. O să înțeleagă. Are 16 ani, mă. Are tot dreptul să știe. Nu e ușor pentru nimeni. Nici pentru Oana, nici pentru Cătălina, nici pentru mine. Dar asta e. Am înviat trecutul. Oana nu are nicio intenție să meargă la școală, ci o pornește direct la adresa menționată în scrisoare, în speranța că așa o să dea de femeia care pretinde că e mama ei. Am înimerit adresa imediat, dar nu prea știu ce să-i spun. Alo, stai așa! M-am panicat, nu mă așteptam să-mi deschidă un bărbat. Plus că părea cam dubios și mi s-a făcut frică. Nu trebuia să vin singur aici. Fără să știe unde a fost Oana, Cătălina simte că acea scrisoare a schimbat-o pe fiica ei și în niciun caz în bine. Așa de repede de la școală. V-au dat drumul mai devreme? N-am fost la școală. Unde ai fost? La adresa din scrisoare. Ai nebunit? Cum să te duci acolo singură? De ce? Ia ghici. Și? Ai găsit-o? Pe femeie? Nu. Era adresa care trebuie, că scrie asta la intrare. Dar mi-a deschis un bărbat, m-a speriat și am fugit. Și foarte bine ai făcut să nu te mai duci acolo niciodată. O să spunem noi tot. Tot? Tot ce? Hai cu mine în bucătărie să mâncăm ceva. N-ai mai mâncat nimic de ieri. Știu că ar trebui să-l aștept și pe Ion ca să stăm împreună de vorbă cu Oana. Dar Oana e foarte supărată. Trebuie să-i spun până nu mai apucă să facă și alte prostii. După cum știi, eu nu pot să fac copii. I-am spus și lui taică-tu înainte să ne căsătorim, dar nu l-a interesat pentru că ne iubeam ca doi nebuni și am discutat și varianta cu fiatul. Eu nu prea am fost de acord, nu știam cum o să fie, un copil străin. Dar Ion a insistat și m-a convins. Aveam bani, eram printre primii pe listă. Și așa ai apărut tu. Cât de mare eram atunci când m-ați luat? Erai nou născută. Și părinții mei, adică cei biologici? Nici noi nu știm nimic. Și nici ei nu știu de tine. Așa merg lucrurile. Și atunci cine a trimis scrisoarea? Un excroc, bineînțeles. Cineva care vrea să ne facă rău. De ce? Nu ești fericită? Vreau să știu. Ceva s-a schimbat de când am aflat. Când te-am luat pentru prima oară în brațe, am știut că ești copilul meu. Și nici o scrisoare de pe lume nu va schimba asta. Mă simt mult mai bine acum că am vorbit cu mami, cu Cătălina. Nici nu știu cum să-i zic, sunt derutată. Profitând de faptul că Oana e la școală, Cătălina merge să caute scrisoarea în camera fetei. N-aș căuta niciodată în camera ei fără să-i cer voie, dar sunt disperată. Trebuie neapărat să găsesc scrisoarea și să dau de oamenii ăia. În același timp, Oana, care tocmai a ieșit de la cursuri, are parte de o întâlnire neașteptată. Bună! Oana? Hai că noi te așteptăm cu bani. Da. Bună ziua. Ne cunoaștem? Ai primit scrisoarea mea? De unde ați știut unde să mă găsiți? Nu trebuie să-mi vorbești cu dumneavoastră. Sunt Viorica. Poți să mă tutuiești.
Ce vreți de la mine? Aș fi vrut să stăm puțin de vorbă. Îmi pare rău, nu pot. Sunt așteptat acasă. Hai, că nu moare nimeni dacă întârzi 5 minute. Am o groază de lucruri să-ți povestesc. Nu știu. Hai să mergem undeva să stăm de vorbă. Știi vreun loc? M-a luat prin surprindere Viorica. N-am vrut să mă duc cu ea, dar eram curioasă. Aveam 22 de ani când te-am făcut. Nu eram coaptă deloc. Eram nebună rău. Vreau să călătoresc, să văd lumea. Și tata? Da, taică tu. Credeam că-i dragostea vieții mele. Ne mutasem împreună. Când i-am zis că sunt însărcinată, și-a făcut bagajele și-a plecat. Nu l-ai căutat? Ce rost avea? Vroiam să te păstrez, dar n-aveam nimic. Așa că am vorbit cu verișoara mea să te adopte. Ea nu putea să aibă copii. Cu verișoara ta? Cu mama? Dar ea mi-a spus că m-a luat dintr-un orfelinat. Nu, nu. Eu și Cătălina suntem verișoare. Ea era deja măritată cu Ion, dar nu puteau să facă copii. Când a aflat că sunt însărcinată, a venit la mine. Mi-a oferit ajutorul. De fapt, mi l-a cerut pe tine. Și tu ai acceptat, așa ușor. N-aveam cum să te iau cu mine. Și acum de ce te-ai întors? Să te văd. Nu știu ce să spun. Când călătorești, pierzi multe lucruri. Dar poza asta n-am să pierd niciodată. O țin tot timpul cu mine. Mama și tata? Da. Povestea asta este foarte ciudată. Știu. Și te înțeleg. Nu cred că mă înțelegi. Nu știu de ce am fugit. Poza aia mi-a dat peste cap. Când i-am văzut pe toți acolo așa fericiți, am simțit că mă sufoc. E normal ca Oana să n-aibă încredere în mine. E prima oară când ne vedem. Habar n-are cine sunt. Trebuie să am răbdare cu ea. Nu vreau să o pierd iar. Oana simte că nu poate da ochii cu părinții, însă comportamentul ei ciudat le atrage oricum atenția. Mai bine las-o. Las-o să stea singură, dacă asta vrea. Doar o întreb unde a fost. Iar o să vă certați. De ce ai întârziat? Am fost prin magazine. Și Supernă? Ce ai băgat? Lasă-mă în pace. Oana, eram îngrijorați. Am venit, sunt aici. Oana, ce e cu tine? Chiar vrei să știi? Da! M-am văzut cu Viorica. Cu cine? Nu te face că nu știi. Cu verișoara ta, Viorica. Eu nu am nicio verișoară, Viorica. Serios? În poza asta pare că vă știți foarte bine. Și ce ți-a zis? Ce trebuia să-mi spuneți voi. Oana, nu știu ce ți-a zis, dar te rog pe viitor să o ocolești. E o femeie periculoasă. E mama mea biologică. Da, dar... Mă mințiți! M-ați mințit tot timpul! Oana, tot ce am făcut, am făcut pentru tine. De ce? Ca să te protejez. Ca să nu știi ce s-a întâmplat atunci. Știi ce? M-am săturat, nu mai vreau să mai știu nimic! Oana! Lasă-mă! Oana, așteaptă! Lasă-mă! Oana! Ion! Lasă-mă! Unde te duci, Oana? Ce s-a întâmplat? Viorica. Viorica s-a întâmplat. A găsit-o, au stat de vorbă. Nu știu ce i-a spus, dar uită-te la ea. Convins că diplomația poate rezolva mai multe decât cearta, Ion iese după Oana. De ce m-ați mințit? A fost o greșeală. Îmi pare rău. Am făcut-o ca să te protejăm. Hai înăuntru. Nu vreau. Mama ta e îngrijorată. Hai înăuntru să vorbim. O să spunem de ce. O să-ți explicăm. Nu ți-am spus și asta e.
De câte ori îi prind cu câte ceva, se scuză că au făcut totul pentru mine. Și după aia îmi servesc câte o minciună. E o minciună. Cătălina! Eu vă spun doar ce a zis ea. Vrei să știi ce s-a întâmplat? O să spun eu ce s-a întâmplat. Cătălina, liniștește-te. Adevărul este că Viorica a făcut mereu numai ce a vrut. Nu s-a gândit niciodată la nimic altceva decât la propria persoană. Când a rămas însărcinată, ne-a căutat ea pe noi. Mama ta și Viorica sunt verișoare de gradul 2. Viorica a fugit de acasă la 16 ani. Când a rămas însărcinată, m-a căutat ea pe mine. Nu s-a gândit nicio clipă la binele tău. Vroia bani. Știa că noi ne dorim un bebeluș și te-a vândut. Cătălina. Asta a făcut. Te-a vândut. Minți! Oana! Nu e adevărat! Minți! Oana! Oana! E groaznic. Nici nu știu ce e mai rău. Să ai o mamă care vrea să scape de tine sau una care e nevoită să te abandoneze. Azi nu mergi la școală. De ce? Ca să stăm un pic împreună. Nu, n-am chef. O să mă plin. Oana, hai intră! M-am simțit foarte bine cu Viorica și vreau să o cunosc mai bine. Oana, ai băut! Am băut bere! De la bere n-ai cum să te înveți. Am venit să-ți cer să o lași în pace pe Oana sau mă duc la poliție. Acum pot să-mi văd fata fără să vă cer vouă voie. O lăsăm să stea 3-4 zile la Viorica. Asta vrea. Ce ne facem dacă o pierdem? Viața Oanei Mareș, o adolescentă de 16 ani din București, este dată peste cap atunci când primește o scrisoare din care află că a fost adoptată. Vreau să știu adevărul. E sau nu e adevărat? M-ați înfiat sau nu? Vreau să te păstrez, dar n-aveam nimic. Îi spunem tot până nu află de la altcineva. Nu o să înțeleagă. O să înțeleagă. Are 16 ani, are tot dreptul să știe. Cătălina hotărăște să o răsfețe pe Oana, încercând disperată să o recâștige de partea ei. E ora 10, de ce nu m-ai trezit? Azi nu mergi la școală. Am vorbit deja cu diriginta ta. Poftim? De ce? Ca să stăm un pic împreună. Ce ai zice să mergem la cumpărături? Nu, n-am chef. Atunci de ce ai chef? Nu știu, să fiu singură. O să mă plimb. Am vrut să facem ceva împreună. Să mergem la coafor, la film, la cofetărie. Numai să ieșim un pic, ca să ne revenim la normal. Dar Oana nu vrea de nicio culoare. Ceea ce Oana a omis să-i spună mamei ei este că intenționează să o revadă pe Viorica. Oana! Hai, intră! Nu pot să stau mult. Stai cât poți. Poftim. Intră. Scuză dezordinea. Niciodată n-am fost gospodina perfectă. Stai jos. Mulțumesc. Vrei să bei ceva? Nimic. Ok. Cătălina și Ion știu că ești aici? Da. Și te-au lăsat? Nu prea le-a convenit la început, dar până la urmă n-am avut ce face. Mm-hmm. Vrei să mă întreb ceva? Păi nu. Dacă vrei, poți să mă întrebi. Orice. Orice. Mama, Cătălina, mi-a spus că ai vrut să mă vinzi. Nu e adevărat. Cum să fac așa ceva? N-aveam unde să stau, trebuia să te dau. Le-am cerut ajutorul și ei, în schimb, te-au vrut pe tine. N-am avut ce să fac, a trebuit să te dau. Și de ce n-ai încercat niciodată să dai de mine, să mă caut, să-mi scrii, să mă suni? M-am încercat. Tot timpul ți-am scris. Tot timpul ți-am trimis scrisori, vederi, de ziua ta, de Crăciun, de Paște. Tot timpul ți-am trimis. N-am primit nimic. Oana, el e Adrian. De el te-ai speriat prima oară. Dar n-am făcut nimic, eu doar am deschis ușa. Da, se pare că fetele de 16 ani se sperie cam ușor de tine. Bună. Ioana, nu? Nu, Oana. Eu i-am ales numele. Tu? Mama mi-a spus că ea l-a ales, că e un nume de-al unei prietene de-al ei. Nu știu. Mie mi-a plăcut. Ce bine era dacă n-apărea Adrian și rămâneam doar noi două. Are ceva nasol care mă sperie. Oana își face, în fine, apariția acasă, însă starea ei lasă mult de dorit. Oana, unde ai fost? Și de ce ți-ai închis telefonul? L-am sculat pe toată lumea. De gen, am mâncat destul. Oana, ce e cu tine?
N-am nimic. Sunt foarte bine. Oana, ai băut? Nu. Nu. Am băut bere. De la bere n-ai cum să te înveți. Mama sau Cătălina. Ai fost la Viorica, nu? Aaa, pătuțul meu. Oana, ce e cu tine? Unde ai fost? Oh, a ajuns. Da, dar în ce hal? Uite-te și tu la ea. Vreau să mă culc. Chemați un elicopter să mă duc în pat. Cine ți-a dat să bei? Mama. Cealaltă mamă. Cealaltă mamă. Hai, gata. Haide, la pătuț cu tine. Hai, vorbim dimineață, hai. Ce-i în capul femeii ăsteia? E doar o fetiță, un copil. Cum a putut să o lase să se îmbete și apoi să vină noaptea singură pe străzi? Putea să o calce o mașină. Cealaltă mamă. A doua zi, Oana se trezește cu o durere cumplită de cap. Prima beție din viața ei e urmată de o mahmureală pe cinste. Bine că mama nu e acasă să o vadă. Mami? A plecat undeva, dar nu mai zis unde. Ce bine că n-aș putea să dau ochii cu ea. Cum te simți? Îmi doare capul îngrozitor. Ia o bere, cui pe cui se scoate. Ce? Glumeam. Hai, ia niște cafea. Oh, cafea e amară. Ia, mă, ia, îi face bine la mahmureală. Nu sunt supărat pe Oana deloc că a venit beată acasă. Oricum, la cum se simte, nu cred că o să mai bea prea curând. Mă deranjează, în schimb, altceva. Mă deranjează Viorica, pentru că nu a avut grijă de ea și i-a dat să bea. Viorica nu s-a schimbat deloc. Și când era însărcinată, abia o puteam ține departe de băutură. Ai făcut-o tâmpenie ieri. Cred că îți dai seama. Îmi dau seama. De ce ai băut? A comandat Viorica pizza și era bere în casă și eram curioasă să gust. Tata? Da. Poți să te rog ceva? Ce? Aș vrea să mă mut la Viorica pentru câteva zile, maxim o săptămână. Poftim. Aș vrea să o cunosc mai bine. E dreptul meu, nu? Mama ta nu o să fie de acord. Da. Dar tu poți să o convingi. Oana, las-o baltă. Tata, te rog! Oana, nu se poate. Tata sigur poate să o convingă pe mama dacă vrea. M-am simțit foarte bine cu Viorica și vreau să o cunosc mai bine. Nu e nimic rău în asta, nu? Până la urmă este mama mea. Cătălina e pregătită de confruntarea cu Viorica, ce nu pare deloc mirată să-și vadă verișoara la ușă. Cătălina, ce surpriză plăcută! Hai, intră! N-am venit să bem cafea și să depănăm amintiri. Am venit să-ți cer să o lași pe Oana în pace sau mă duc la poliție. La poliție? Și ce o să le spui domnilor polițiști? Ai uitat că n-am semnat nicio hârtie? Ce? Adopția nu poate fi dovedită. Ce tot spui acolo? Ai auzit bine. Nu există acte, documente, nimic. Nu au existat niciodată dovezi. Și fără dovezi nu există nici adopție. Ai înțeles? Adopția n-a fost niciodată înregistrată legal. Viorica avea probleme cu poliția și n-a vrut să mergem să semnăm nimic. Ion a declarat că e tatăl copilului și așa am putut să-l scoatem din spital. Viorica n-avea nimic împotriva atâta timp cât își încasa banii. Tu ești cea care n-a vrut să o facem legal. Și bine am făcut! Acum pot să-mi văd fata fără să vă cer vouă voie. Ce naiba vrei? De ce te-ai întors? Așa cum ți-am zis. Vreau să-mi cunosc fetița. Vreau să facă parte din viața mea. Avem multe de recuperat. Și chiar vrei să cred balivernele astea? Dacă te-ar fi interesat câtuși de puțin în ultimii 16 ani, ai fi căutat-o. N-am fost în țară. Altfel aș fi căutat-o. Da, și de ce te-ai întors? Am avut probleme cu fiscul în Canada. Ce surpriză! Vezi? Ne apropiem. Cât vrei? Nu vreau bani, Cătălina. M-am schimbat. Mi-am făcut ordine în viață. O vreau pe fica mea. Și pentru asta am să mă duc la un avocat ca să obțin custodia. Hm? Custodie? Glumești! N-o să te las cât e lumea și pământul. Cătălina m-a dat afară din casă. Cum ziceam ceva, sărea cu gura pe mine. Mi-a transformat viața într-un iad ca să mă forțeze să plec. De asta a trebuit să-mi părăsesc fetița. N-a sunat-o de 16 ani. N-a dat niciun semn de viață.
Nu ne-a întrebat dacă mai trăiește sau nu. N-a trimis nici măcar o vedere. Și brusc i s-au trezit sentimentele de mamă. Asta să-i o spună ea lui Mutu. Ajunsă acasă după întâlnirea furtunoasă cu Viorica, Ion îi destăinuie Cătălinei care este dorința fiicei lor. S-o lăsăm să plece? Câteva zile? Nu, nici nu se pune problema. În 2 ani Ioana o să fie majoră și atunci o să aleagă singură cu cine vrea să stea. Dacă nu o lăsăm acum, o să facă ce vrea atunci. Simt că nebunesc. Hai să nu fim părinții vitrești care o țin închisă. Hai să fim punctul de sprijin din viața ei, ca și până acum. Da, și cum facem asta? O lăsăm să stea 3-4 zile la Viorica. Asta vrea. Cum să o lăsăm la nebuna aia? Cătălina, înțelege, nu puteți să o ținem închisă. Vreți să plece de tot? Și dacă îi se întâmplă ceva rău, dacă o răpesc? Fii serioasă. Oana nu mai e un bebeluș. Oana se descurcă. Și o să fii și noi mai atenți câteva zile. Bine, o lăsăm să plece. Pe răspunderea ta. Dacă îi se întâmplă ceva rău, tu ești de vină. Oana trebuie să-și dea seama cine ce valori reprezintă, cine cum trăiește și la final să ia o decizie în funcție de ce își dorește. După 3 zile, Oana se mută în apartamentul Vioricăi. Pe lângă faptul că trebuie să se acomodeze cu noul stil de viață, care este total diferit de tot ce știa, este obligată să se obișnuiască și cu Adrian. De ce nu ești îmbrăcat? De ce să fiu îmbrăcat? Sunt la mine acasă. Unde-i Viorica? Iar am întârziat la școală și nu pot să lipsesc și azi. Și ce mă doare, bă? Unde-i Viorica? Doare. Ceea ce o să fac și eu imediat. Păi și pe mine cine mă duce la școală? Picioarele! Mai mergi și tu pe jos, că face bine. Viorica! Viorica! O mucoasă răsfățată. Crede că toată lumea trebuie să se învârtă în jurul ei. Stă toată noaptea trează, se distrează și dimineața se plânge că nu o trezim, că nu-i dăm mâncare la pat, că nu o ducem cu mașina la școală. Las că știu ce-i lipsește. Ce e? Iar vă certați? Nu știu, eu mă duc să mă culc. Trebuia să mă scol, iar am întârziat la școală și nu mai pot să mai lipsesc. Hai, nu te supăra. Am făcut-o intenționat. Ți-am pregătit o surpriză. Ce surpriză? Azi mergem la avocat. O să fac cerere ca să obțin custodia. Ce custodie? Custodia ta. Nu vrei să stăm mai mult împreună? Eu sunt mama ta și acum că te-am regăsit, nu vreau să te mai pierd. Bun. Da, da, am înțeles. O să rezolv. Da, da. Toate temerile Cătălinei se adeveresc în momentul în care directoarea liceului la care învață Oana o sună să-i spună că fata n-a mai dat pe la școală de 2 zile. Dacă o las la Viorica, nu se alege nimic de fata asta. Gata cu vacanța asta de coșmar. Mă duc să o iau de acolo. Decisă să încheie acea poveste odată și pentru totdeauna, Cătălina merge acasă la verișoara ei ca să o ia înapoi pe Oana. Mami, ce cauți aici? Parcă stabilisem că veniți să mă luați poi mâine. Strângeți lucrurile. Mergem acasă. E posibil să mă sune directoarea și să-mi spună că n-ai mai dat pe la școală de 2 zile? Nenorocit-o, să-ți fie rușine! Fă-ți bagajele! Plecăm! Acum! Unde? Acasă! Vrei să pleci, Oana? Nu, pentru că stabilisem să stau până poi mâine. Oana, nu ești în vacanță! Nu ești în tabără! Trebuie să mergi la școală! Fac ce vreau și n-ai ce să-mi spui. Oana! Pot să te mai ajut cu ceva? De ce te-ai întors? Pentru fetița mea. Și nu mai urla așa la mine în casă! Da? Ți-ai vândut fetița! Și tu ai cumpărat-o! Ieși afară! Că n-am fost o mamă prea bună. Îmi recunosc greșelile. Dar am dat-o ca să aibă viață mai bună. Și acum vrem să stăm un pic împreună. Cer prea mult? Cum un necaz nu vine niciodată singur, a doua zi, familia Mareș primește o nouă lovitură. Autoritatea tutelară i-a notificat că Viorica Lupei a depus o cerere privind custodia parțială a Oanei.
asta? Nu știu. Noi n-avem chiar niciun drept? Tu ești tatăl ei în toate actele. Păi da, și la ce ne ajută asta? Este de ajuns să fac un test de paternitate și o să-și dea seama că am mințit. Ce ne facem dacă o pierdem? Stai liniștită, nu o să o pierdem. Dar îi place acolo, îi place să stea cu femeia aia oribilă pentru că o lasă să bea și să chiulească. Da, și asta o să ne ajute la tribunal. Nu credeam în stare de așa ceva. Am crezut că vrea să o cunoască pe Oana, dar să ceară custodie parțială e fata noastră, nu a ei. So tell me when you need it. Venită dintr-o casă cu reguli foarte stricte, Oana începe să se relaxeze și să se simtă tot mai bine în compania mamei ei biologice. O burtică și două scovitori de picioare. Așa arătam când eram însărcinată. Eram foarte tânără. Ți-a fost frică? Da, foarte frică. Nu știam cum o să trec peste toate. Când au început durerile, credeam că am să mor. Dar știi ce m-a ajutat? Un talisman. Mi l-a dat mama când eram mică. Este foarte frumos. Îți place? Da. E al tău. Mulțumesc. Viorica, să știi că eu sunt de partea ta la tribunal. Vreau să stau cât mai mult timp cu tine. Oana, n-ai idee cât de mult înseamnă asta pentru mine. A fost așa de drăguță, un medalion, o moștenire de familie și mi l-a dat mie. N-ai nebunit cu calmul tău! Stăm calm și ne pierdem copilul! Îți place medalionul, nu? Mi l-a dat mama când eram mică. Eu l-am ales. Adevărul e că nu v-aș fi deranjat niciodată familia perfectă dacă nu rămâneam sechestrat în România. Eu l-am luat acum 3 zile. E dacă coace să ți-l pun. Și dacă îți dăm banii, pleci? Eu nu v-am cerut nimic. Lasă-mă! Nu s-a întâmplat nimic. Ești nebună! S-a urcat pe mine! E un animal! După ce a aflat că a fost adoptată, Oana Mareș, o adolescentă de 16 ani, decide să-și cunoască mai bine adevărata mamă. Părinții adoptivi însă nu sunt de acord și Oana decide să se mute la mama ei biologică. Și de ce n-ai încercat niciodată să dai de mine? M-am încercat. Tot timpul ți-am scris. N-am primit nimic. Oana, el e Adrian. Cine ți-a dat să bei? Mama. Cealaltă mamă. Aș vrea să mă mut la Viorica pentru câteva zile, maxim o săptămână. Poftim. Cât vrei. Nu vreau bani, Cătălina. De ce nu ești îmbrăcat? De ce să fiu îmbrăcat? Sunt la mine acasă. Să știi că eu sunt de partea ta la tribunal. Vreau să stau cât mai mult timp cu tine. Oana, n-ai idee cât de mult înseamnă asta pentru mine. Parcă stabilisem că veniți să mă luați poi mâine. Strângeți lucrurile. Mergem acasă. Întorși de la întâlnirea cu avocatul, soții Mareș nu au prea multe motive să fie optimiști. Trebuie să vorbim cu Viorica despre custodie. Trebuie să ne păstrăm calmul. N-ai nebunit cu calmul tău! Stăm calm și ne pierdem copilul! Acum totul depinde de Oana. Ai auzit ce a zis avocatul? Judecătorul o să țină cont de părerea ei. Oricum, Oana o să stea cu cine vrea. Peste 2 ani o să fie majoră. Avocatul a zis că nu o să fie ușor, deoarece adopția nu a fost legală. Viorica are dreptul să obțină custodie parțială, dar Oana are 16 ani. Instanța o să țină cont de părerea ei. Da, și pe noi o să ne uite de tot. Oana ne iubește. Noi suntem familia ei. Bună! Ce vrei? Ce drăguț ești! După atâția ani, niciun bună, hello, hai, intră. Unde e fata? E bine? E foarte bine. De ce nu-i cu tine? Unde ai lăsat-o? Ați putea să fiți mai amabil, totuși. Până la urmă, v-am dat un copil. Ne-ai vândut un copil. Hai, intră. Ion! Las-o să intre. Ce vrei? Nimic. Nu vreau nimic. Tot ce vreau e deja al meu. Și instanța o să-mi dea dreptate. N-ai dreptul să... Cătălina, nu acum. Te rog. Adevărul e că nu v-aș fi deranjat niciodată familia perfectă dacă nu rămâneam sechestrat în România. Nu pot să mă întorc în Canada dacă nu s-am bani să-mi plătesc datoriile. Aceeași poveste. Cătălina. Asta e viața. Câți bani trebuie să dai? Nu mulți.
Vreo 10.000 de euro. Poftim! Și dacă îți dăm banii, pleci? Eu nu v-am cerut nimic. Ziceam și așa. Dacă din întâmplare mai face rost de bani, ai pleca din țară și a lăsa-o pe Oana în pace? Nu știu. Canada-i departe. Am înțeles că e destul de greu să păstrezi legătura. O să-i primești în 3 săptămâni. Mersi! Chiar nu știu ce să spun. Nu spune nimic. Ridică-te, ieși afară, lasă-ne în pace și trimite-o pe Oana acasă. De ce? Oana se simte foarte bine la noi și ar vrea să mai rămână câteva zile. Eu zic că cel mai bine ar fi să-mi aduceți banii și atunci o să o conving să se întoarcă la voi. Hmm? Cătălina avea dreptate. Viorica n-a vrut de la bun început decât bani. Incredibil cât de nerușinată și calculată e. Nu avem atâția bani, dar i-am promis că în 3 săptămâni facem rost de ei. O să ipotecăm casa. Vedem noi ce facem. La scurt timp după ce Viorica a negociat viitorul fetei, Adrian vrea să profite de faptul că e singura acasă cu Oana. Viorica n-a venit încă? Este la ceva ambasadă, nu știu ce face pe acolo. Mm-hmm. Îți place medalionul, nu? Eu l-am ales. În drum spre gară. Tu l-ai cumpărat? Am gândit că o să arate foarte bine la gâtul unei fete frumoase ca tine. Nu, nu, cred că-l confunzi. Nu, nu, eu l-am luat acum 3 zile. Ia dacă cu acest țin. Nu s-a întâmplat nimic. Ești nebună, s-a urcat pe mine, e un animal! Oana, liniștește-te! Nu! Așa sunt băieții, mai glumesc și ei! Plec! Oana, stai! Și pot să iei și eu dacă mi-au altul de la gara! Stai un pic, Oana! Oana! Nici măcar n-am apucat să-mi strâng lucrurile, dar nu contează. Important e că am apucat să-i văd adevărata fața Viorică. Ăla se urcase pe mine și nici măcar nu-i păsa. Se apuca să-mi țină predici. Mama avea dreptate. Viorica e la fel de falsă ca și medalionul ei, să nu mai aude. Mama, you're the one for me. Speriată și epuizată, Oana se întoarce la părinții care o primesc cu brațele deschise. Nu numai că și-au recăpătat fica, dar au scăpat și de șantajul Vioricăi. Draga mea, ce s-a întâmplat? Prietenul Vioricăi s-a dat la mine. Dacă n-ajungea Viorica acasă, nu știu ce se întâmpla. Am țipat, dar nu m-a auzit nimeni, n-a venit nimeni să mă ajute. Liniștește-te, ești acasă. Mi-a dat un medalion și că moștenire de familie și de fapt îl cumpărase nenorocită la, de la gară cu câteva zile înainte. Liniștește-te, ești în siguranță. Acum mă duc la poliție și mergem peste ei. Nu, tată, lasă-i! Cum am putut să vă fac asta? Iertați-mă. Nu, să nu mai spui asta niciodată. Nu e vina ta. Voi sunteți familia mea. Și tu ești fata noastră. Contează numai un singur lucru. Oana e bine, e cu noi și altceva nu mă mai interesează. Viorica nu o să vadă un ban de la noi, dar n-am să mă răzbun. Să se ducă în plata Domnului și să o pună păcatul să ne mai deranjeze vreodată. În familia Mareș, totul a revenit la normal. Viorica a dispărut din viața lor, Oana se pregătește să plece în excursie cu colegii de școală, iar Cătălina s-a asigurat că fata va avea ce mânca cât e plecată. Să dai și colegilor tăi dacă îți mai rămân. Mama e nebunit, ce să fac cu 200 de sandwich-uri? Mama nu o să se schimbe niciodată, fiecare cu ale lui. Important e că suntem reuniți și că m-au iertat. Sunt bune, vezi că nu le-am pus și castravete. Oare să mă lași vreodată în pace cu mâncarea? Hai! Sper că Viorica a plecat și nu se mai întoarce niciodată. Am fost cu Oana la tribunal și am adoptat-o oficial. Și chiar dacă peste 2 ani va deveni majoră, tot fetița noastră rămâne.
urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.